Mulți spun că a fost mai mare decât Mircea Lucescu sau Ienei. Am putea susține, fără să exagerăm, că Mourinho și Ferguson nu l-au depășit până la această oră. Motivul e simplu. Piștikovac este antrenorul român care a câștigat de două ori consecutiv Cupa Campionilor Europeni cu Ajaxul lui Cruyff. A fost chemat apoi la Paris pentru a pregăti Revoluția franceză în fotbal. A marcat pentru totdeauna istoria a două culturi fotbalistice imense, Olanda și Franța. A fost premiat de Regina Beatriz și a prezentat personal președintelui Franței planul său de redresare a fotbalului din hexagon. Dar nu a fost profet în țara sa. Fiul său, Ștefan Kovac, e la Cluj, unde a trăit și a murit tatăl său. A acceptat în premieră pentru o televiziune din România să dezlege misterul din jurul personalității unui mare tehnician român. Uitat astăzi, dar singurul român care i-a avut sub comandă pe Cruyff și Platini. Urmează dezvăluiri incredibile. După experiența de la Steaua, unde a câștigat un titlu și trei cupe, a preluat-o pe Ajax. Se întâmpla în 1971. Lăncierii erau campionii Europei în acel an. Cel mai greu a fost că el a preluat o echipă care a fost în apogeu, a câștigat campionatul european. Deci el trebuia să mențină acest nivel. Excelent comunicator, poliglotul Kovac a ținut toată viața o corespondență zilnică impresionantă cu oamenii de fotbal din toate colțurile Europei. A fost unul dintre motivele care l-au ajutat să ajungă la Amsterdam. Brighton, că era în relații foarte bune cu conducerea clubului internațional al lui Moratti, și un manager Berger care lucra pentru internaționale. Deci așa a ajuns acolo, Berger ăsta îl cunoștea pe președintele Van Praag al clubului, Van Praag îl chema, un om formidabil. În avantajul lui Kovac au venit și nemulțumirile lui Johan Cruyff și compania, legate de Rinus Michels. Tehnicianul olandez a câștigat cu Ajax prima Cupa Campionilor din istoria clubului. Vestiarul, în schimb, digera cu greu severitatea lui excesivă. Jucătorii de la Ajax erau puțin nemulțumiți de Rinus Michels, era un antrenor foarte, foarte sever, chiar pot să spun că dur. Dur. Deci antrenament din ala că sânge. Un alt tatu al lui Kovac a fost fiscalitatea olandeză, care a adus la disperare pe șefii Ajaxului de atunci. Impozitele creșteau împreună cu performanțele clubului. Pentru lăncieri aproape că nu mai renta să repete performanța fantastică a lui Michels. Johan Cruyff, cel mai mare jucător de la ei, nu? La un moment dat, atât a câștigat că 78% din ce a câștigat a fost impozit. 78%. Taică-miu, când a început activitatea în Olanda, a început cu 40% impozit. Ajuns în capitala Olandei, a ținut în frâu un vestiar de super vedete. I-a surprins pe Cruyff și compania jucând poker într-un cantonament. N-am făcut scandal, s-a așezat la masă și le-a luat banii. Jucau cărți, nu? Și zice, mă, dacă jucați pe bani. Deci asta a fost singura problemă. Când nu-i plăcea lui să joace jucătorii pe bani, că cineva câștigă, nu? Și cineva pierde. Și atunci s-a băgat și el și cum a dat norocul, a câștigat el toți banii. Atunci ați terminat cu pokerul ăsta, că n-are rost să mai continuați, pentru că eu sunt mai bun decât voi. Piștikovac era ca un frate mai mare în relație cu Piet Keizer, capitanul marelui Ajax. Echipa risca să se dezmembreze după plecarea lui Michels. Kovac a reușit să-i unească. Fiul său i-a cunoscut îndeaproape pe acești fotbaliști imenși. Când a venit la noi în vizită atunci capitanul de echipă, Piet Keizer, nu? Așa a venit acasă, parcă ar fi fost fratele meu. Nu? Am făcut cunoștință cu el, a stat jos, am discutat, parcă ne cunoaștem de 20 de ani. Neskens a fost un alt colos al fotbalului mondial, dar îi plăcea prea mult viața. Băiete, bea cât vrei dacă poți să joci și fotbal, i-a spus Kovac omului cu două finale de cupă mondială. Neskens, nu? Care era poate cel mai indisciplinat jucător și mare talent, nu? Până la urmă și cu el s-a înțeles, nu? Că pe mine nu interesa că Neskens poți să bei din partea mea înainte de meci trei sticle de vin. Johan Cruyff era de o modestie ieșită din comun, căra și mingile la antrenamente. Johan a fost cel mai mare jucător atunci în Europa, poate în lume, în perioada respectivă. Dacă el a fost în ziua respectivă, miercuria, responsabil cu mingile, după ce s-a terminat antrenamentul, ultimul care a părăsit terenul a fost Johan Cruyff, care a cărat mingile. Ștefan Kovac a fost antrenorul care a perfecționat fotbalul total. Deci asta a fost, de fapt, să zic, cel mai mare pas care a putut să facă. Fundașul dat la Surbir a ajuns extremă stângă, nu? Sau Rudi Kroll din partea stângă, fundașul stângă a ajuns extremă dreaptă și a atacat toată echipa. Deci eu am văzut un meci de campionat în care
La un moment dat, asta a însemnat la un semnal al lui Pete Kaiser, capitan de echipă, toată echipa, în afară de portar, a început să fugă 50 de metri. Deci, vă dați seama, un meci de fotbal și o echipă începe să fugă. Ei nu știu, ce s-a întâmplat. În primul sezon la Ajax a câștigat toate competițiile în care a fost angrenat: campionatul, Cupa, Liga Campionilor, Supercupa Europei și Cupa Intercontinentală. În al doilea sezon, care a fost și ultimul, a câștigat campionatul Olandei și din nou Liga Campionilor. Absolut șocant! În finala cu Juventus i s-a cerut să trântească meciul, dezvăluie fiul său. Dacă câștigă, atunci ei cu câștigul ăla ajung într-o altă categorie de impozit și nu mai merită să câștige, că pierde clubul mai mult. Și atunci, înainte de meci, a spus așa: cum să facem să pierdem meciul, o finală europeană? Stai că mi-a spus, domnule, eu așa ceva la jucător nu pot să spun. Jucător de fotbal moară pe teren ca să câștige. Și el s-a consfătuit cu Pete Kaiser, cu capitanul de echipă, nu? Este ce vrea conducerea. Și Pete Kaiser a spus: nu, ori mergem, nici nu ne prezentăm atunci. Am pierdut, nu știu ce, avem gripă, 3-0, la revedere. Ceea ce iarăși nu se putea, nu? Și s-au dus și au câștigat. Performanțele de la Ajax l-au propulsat în țara mult iubită, Franța. Fiul lui Piști Kovács susține că tatăl său era legat sufletește de cultura franceză. Înainte de instaurarea comunismului, a evoluat în Belgia, la Charleroi, unde a mers și pentru studii. Aici s-a îndrăgostit de limba franceză. Ca director tehnic al Naționalei Cocoșilor Galici, a pus bazele Claire Fontaine, de unde au răsărit cei mai mari fotbaliști din istoria Franței. A pus sămânța generației lui Platini. Michel Hidalgo, secundul său, a fost cel care a continuat ideile și a transformat echipa în regina Europei. Era pe luat de la el toată această osătură care a format el. Deci el a fost acolo cam un an jumate, aproape 2 ani, a pus bazele echipei și acolo, atmosferă, jucători, tot, deci cum se spune, structura tehnică, după care a preluat și a avut succese. După plecarea de la Națională, Kovács a ținut să rămână aproape de fotbalul francez. A fost ajutat de bunul său prieten Fernand Sastre, președintele Federației. Președintele Federației Franceze de Fotbal, Monsieur Sastre, un om formidabil, a spus așa: nu te lăsăm să pleci. Și atunci a făcut contactul cu Monaco. Ajuns în Principat, Kovács și fiul său au fost preluați de atenție un mafiot, membru al conducerii clubului monegasc. Știa conducerea, omul respectiv, care era conducător acolo de fotbal, aici atacă-mi eu în spate, nu? Și între noi trei, aici unde-i frână de mână, avea mitraliera. Că zice, dacă mă atacă, deja eu trag de aici, din mașină. Deci era un gangster. Urmașul marelui antrenor explică de ce tatăl său nu a stat la volan niciodată. El nu știa să conducă mașină, taică-meu. De ce? Pentru că a făcut școala de șoferi. Am fost acolo în Olanda și zic, mă, era instructorul, eu în spate, zic, mă, dar uite-te la volan, uite-te. Bă, cum să mă uit, mă, dacă cine face semn că Monsieur Kovács, trebuie să stau de vorbă cu el. Dar zic, mă, tu conduci. A, deci atunci schimbăm, hai tu aici, eu mă duc acolo. Cei 9 ani petrecuți la Naționala României l-au expus criticilor. Kovács fiul își amintește perfect. Era după un meci cu Ungaria. Cornel Dinu și Adrian Păunescu au ieșit în public cu comentarii patriotarde. A apărut un articol trădător despre el cu Adrian Păunescu, a scris articolul, Cornel Dinu, altul, care e trădător el, fiind ungur și așa mai departe. Și am spus, mă, tată, mă, dacă vine asta în Cluj aici, așa îl bat pe Dinu de numai. Ce mă lasă, mă, în pace, că băiat bun. Ce a dat Dumnezeu? Peste o săptămână, chiar înainte de Paști, că stăteau vis-a-vis de noi, mă duc dincolo, acolo e Dinu. Discută cu Dinu fără probleme. Fiul lui Kovács își amintește un episod șoc. Prezent în staful național la campionatul mondial din Mexic 1970, Nea Piști a fost pus într-o postură ingrată. Se întâmpla înaintea partidei cu Brazilia lui Pele, pierdută de România la limită cu scorul de 3-2. El a fost chemat să discute cu echipa Braziliei, că atunci când jucam noi cu Brazilia, unii, nu de la noi, de la ei. Brazilia a încercat să facem un meci frumos. Să fie un 3-3, să fie un 2-2 și toate amândouă echipe sunt mulțumite și la revedere. Și nu accept așa ceva. Eu pot să discut cu ei, dar nicio problemă. Dar nu accept așa ceva.
să discutăm înainte un meci 2-2-1-1. Deci un meci aranjat. Campionatul mondial. Cornel Dinu se spune la televizor că a murit săracul foarte sărac. Deci nici măcar materiecește, nici măcar sufletește n-a murit sărac. Dar el aprecia totdeauna problema sufletească. Dacă eu mâine trebuie să mănânc pâine cu sare, mănânc pâine cu sare. Dar știu că există un metru pătrat de iarbă și fotbalul și familia și mergem înainte. Deci era un optimist, cum să zic, rău de tot. El a murit cu inima pentru că a avut cea mai avut inimă foarte mare pentru oamenii răi și pentru oamenii buni. Că asta zic că și dacă era omul rău, el după două secunde spunea, băiat bun, lasă că băiat bun. Era un om, cum să spun, 90% vesel și 10% trist. Deci nu era un om pozitiv, totdeauna înainte, dezvoltare. Așa era stilul lui. Pištikovac a fost un intelectual în lumea fotbalului. S-a născut la Timișoara în 1920. Mama era româncă, iar tatăl a fost maghiar. S-a stins în 1995, acasă, la Cluj, înconjurat de familie și de prieteni. U-Cluj, Steaua și Naționala României, Ajaxul și Naționala Franței. Acestea sunt reperele de bază ale carierei lui Kovac. Au existat și repere umane, de la Remus Câmpeanu la Iordănescu și Ienei, de la Cruyff și Neschens la Giré și Platini. Un bănățean care pe ruta Cluj, București, Amsterdam, Paris a cucerit lumea.